Ți-e frică de ziua de mâine? Uite, e un război care e la... și ai vorba aia, te-ai documentat atât despre el. Nu pot să cred că nu ți-a creat o teamă de, pentru ziua de mâine. Ce ne rezervă viitorul? Uite, ai unde să fugi dacă intră peste noi războiul ăsta? Păi nu o să intre peste fugi? Noi. Păi nu, lasă-mă cu astea, că las că știi tu că nu o să intre. Dacă se întâmplă ceva. Adică tu spui în situația în care Rusia atacă NATO și alege să o facă. Bă, dar nu poți să ajungi chiar cu că mă ia și mă uit așa. Da, să zicem. De pe teritoriul României eu ipotetic, am un plan, asta e întrebarea care... Ipotetic vorbind, știi câtă lume spune... Știi în caz lume, de al treilea război mondial am vreun plan, știi da? Știi câtă lume spune că și-au scos banii de la bănci, da? Și țin din nou la saltea, cum făceau pe timpul comunismului, da? Serios? Serios, nu știai lucrurile astea? Da, sunt cu plinul făcut la mașină sau cu biletul de avion, nu știu, deschis, că în caz că se întâmplă ceva, pleacă. Nu știu către unde, către departe, habar n-am, nu știu. Nu știu asta. Eu te întreb, tu de exemplu, ai un plan de rezervă dacă youtubereala asta nu mai merge sau nu-ți mai place? Că în multe dintre interviurile tale, mă rog, alea pe care le-am găsit, spuneai ceva de genul, păi m-am plictisit de chestia asta și m-am apucat de asta. Da. Deci se pare că una dintre caracteristicile, trăsăturile tale este că la un moment dat te plictisești. Te-ai gândit ce ai face dacă... Păi da. Poftim, na, o luăm așa. Că asta cu al treilea război mondial nu ți-a plăcut. Da. Dacă nu... Ce ai face? Probabil că aș încerca să scriu. Deci rămâi acolo. Îmi place meseria, e frumoasă. Nu m-am gândit niciodată să caut un subiect și să-l dezvolt pe 200 de pagini. De obicei mă opresc pe la 40 de pagini. Dar probabil că aș încerca chestia asta să văd cum iese. Ai scris cărți?